Partidul Național Liberal, pentru Alina Dorcu, pentru Alexandru Popa, pentru oricine din conducerea centrală sau județeană a acestui partid, este foarte important ce spun liberalii despre noi, colegii noștri, ce spune electoratul România despre cine face treaba în Parlament, în primării. Este foarte important cum protejăm profesiile liberale, este foarte important cum ne expunem proiectele în fața tuturor, dar să știți că nu suntem atât de sensibili la declarațiile colegilor din PSD. Cu atât mai mult la declarațiile domnului Tudose, eu mă trusesc că citesc titlul, dar știu că urmează un atac la PNL, ca atare elementul surpriză nu mai există. Zâmbesc la aceste declarații, chiar nu e o problemă. Considerați că a devenit un soi de avocat al președintelui Ciolacu? Nu, consider că PNL face ceva foarte bine dacă ajung să ne critice zilnic domnul